Superliga vă este prezentată de Superbet. Oțelul rămâne acolo, tot cu Cisotti. Cisotti fentă și șut. E un șut așa deviat, fără vreo problemă pentru Zima. Doar dacă ar fi fost mingea deviată, putea să aibă vreo problemă portarul Petrolului. Îl depășește ușor aici, totuși. Îl depășește ușor pe Hanca. Cred că a și fost deviată, dar nu atât cât să-i pună probleme. Da, e deviată de Hanca. Dacă nu, cumva și de altcineva. Cursivitatea acestei partide. Masiel din nou. Masiel, mingea-i pe stângul. Masiel se oprește cu dreptul. Masiel! Prima fază de fotbal în meciul ăsta, să-i zicem, cât de cât. Acum, având la dispoziție, ca și comparație ce a fost până acum, ceva de genul ăsta iese în evidență. Da, nu s-a mai putut așeza bine ca să lovească mingea asta cum trebuie. Parcă vrea mai mult decât Petrolul, care se impresia că nu poate. Iuru, da, curge corect faza asta și bară! Bară, offside. Mai punem la socoteală bara ca ocazie atunci? De ce te superi că a fost? Că oricum era nu la gol. Offside. Offside mare. Deci nu mai e ocazie. Bine, bine văzută, să apreciem asta, Adrian Vornicu, deși sigur că în momentul în care s-a făcut stop cadru, offside-ul a fost clar. Și a luat niște jucători acolo în atac, în acest sezon, Dorinel Munteanu. Iată, sunt 5 jucători ai Oțelului în careu și scoate Jima cu piciorul. E adevărat că mingea se ducea așa paralel cu poarta, dar erau 2 jucători ai Oțelului acolo. Dacă nu scotea Jima mingea asta, putea fi pericol. Să vedem acum replica Petrolului. Vin repede, iată unde este Cisotti deja. Iată-l pe Cisotti. Mingea scoasă bine la grozav, dă din drop și se va uita la gazon iar. Deci se poate. Deci se poate. Pop a dat 11 goluri campionatul trecut. Iată faza în reluare și cât de bine dezvoltă totuși Oțelul. 5 oameni aici. Și e importantă, e importantă intervenția portarului. De aici apare să nu se fi dus paralel cu poarta și chiar pe poartă, dar ne poate păcăli unghiul. E, să-l vedem aici pe Huja, în poziția asta de veritabilă extremă. Huja! Huja și... Cum a fost depășit aici Stefanović? Începe să se joace fotbal. Iată-l pe Huja. Bine, mingea vine de la adversar. Nu știu dacă a fost ceva acolo.